Viața este de multe ori nedreaptă. Familia sportului gălățean a pierdut un membru de mare perspectivă. Alin Ilie, jucător la United, a murit înecat în Dunăre. Sportivul în vârstă de doar 22 de ani nu a avut nicio șansă în lupta cu Dunărea învolburată. Din păcate, Alin nu s-a putut bucura prea mult de medalia de bronz cucerită împreună cu ai săi coechipieri. Destinul tragic al tânărului component al echipei United i-a șocat atât pe coechipieri, cât și pe antrenorul David Asandei și președintele Toader Ștefu. Alin a plecat la Îngeri și a lăsat numai regrete și suspine în urma sa. Dumnezeu să-l ierte.